Iubiți frați și surori, mă bucur că în această Dumnezeu a venit să fim împreună aici, la Cluj, și aș dori ca Domnul să vă binecuvinteze. Să bucurie pentru mine, că în această seară să fiu și să vă văd din nou și să ne putem bucura aici în prezența Domnului. Aș dori ca să vă salut din partea bisericii noastre din Orăștie, har și pace de la frații de la Orăștie, și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească. Aș dori ca seara aceasta să fie o seară în care Domnul să cerceteze poporul său. Să ne cerceteze Domnul și prin cuvânt. Dumnezeu lucrează în diferite forme, în diferite feluri. El lucrează în timpul rugăciunii, dar El lucrează și prin cuvânt. Ați auzit de stăruință care au avut loc fără rugăciune? Dar Duhul Sfânt s-a coborât și a botezat fără să se roage? În Biblie? În Biblie, dacă s-a rugat. În casa lui? În nebă. Biblia spune că acolo nu s-a rugat. Biblia spune că acolo Petru a predicat și pe când predica Petru s-a coborât Duhul Sfânt și a botezat. Amin. Dumnezeu lucrează în diferite feluri. De exemplu, în timpul unei cântări poate Dumnezeu să lucreze în felul acesta, sigur, și în timpul rugăciunii. Și Dumnezeu poate să lucreze în diferite forme. Și aș dori ca să lăsăm ca Domnul să lucreze cum vrea El. Asta este foarte important, să nu spunem că nu, că așa ne-am învățat noi și nu așa lucrează Dumnezeu. Nu. Dumnezeu lucrează cum vrea El. Dumnezeu lucrează în diferite forme, în diferite feluri. Bunicul meu, când a fost botezat de Domnul, m-am luat aminte că mi-a povestit și el a fost botezat de Domnul, a fost botezat de bunica și a mai urmat o zi, 24 de ore până a fost botezat bunicul. Dar ce a însemnat pentru el? Foarte multă rugăciune, a stat, a stăruit, s-a rugat, a văzut că pe bunica Domnul a botezat-o la rugăciune. El n-avea numai 10 ani pe atunci și el a stăruit, el a postit, a zis că nu mai mănâncă deloc până nu botează Domnul și a crezut el că va fi și el botezat de Domnul ca și bunica. Dar nu l-a botezat Domnul și ca pe bunica. Deci Domnul botează cum vrea el. După 24 de ore l-a botezat Domnul. Știți cum l-a botezat? După ce atâta s-a rugat, s-a culcat, s-a zis, nu mă botează astăzi, poate mă botează mâine. Da? Ce mi s-a botezat? Când s-a culcat, a avut un vis, Domnul a venit la el, a spus, acum vreau să te botez. Nu când vrei tu și cum vrei tu. Acum, în timpul visului. Și în timpul visului ai zbucnic într-o vorbire în alte limbi. Eu dormeam cu ei și m-am trezit și eu și nu știam ce e aia, că n-am mai auzit asta. Nu pricepeam cum vorbește bunicul. Și în timpul visului, în timpul unui vis, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Și a stăruit și s-a rugat și nu l-a rugat Domnul. Domnul lucrează cum vrea el și cum vrea el. Amin? Aș dori ca să lăsăm pe Domnul să lucreze în seara aceasta cum vrea el. Dacă el vrea să lucreze într-un anumit fel, să lucreze. Noi trebuie să dăm voie Duhului Sfânt ca el să lucreze. Mărire Domnului! În seara aceasta vreau să predic despre moartea în oală. Am și o poezie la urmă, tot pe textul acesta, foarte scurtă, despre moartea în oală. Dar aș vrea să țin o predică cu ajutorul Domnului de aici, despre moartea în oală. Ați auzit textul, am citit, îl cunoașteți foarte bine textul acesta. Vreau să dau răspuns la o întrebare, și anume, când ajunge moartea în oală? Și cum ajunge moartea în oală? Pentru că nimeni n-ar dori să mănânce ceva otrăvit. Nimeni n-ar dori să moară otrăvit. Nu? Nimeni n-ar dori. Dar sunt multe lucruri otrăvite. Și chiar din produsele acestea pot să fie otrăvite, luate de pe câmp. Știți bine că au murit mulți otrăviți cu ce s-au luat de pe câmp, cu ce a crescut pe câmp. În ciuperci otrăvitoare, iată niște castraveți, niște curcubețe din astea pe care ei le-au găsit pe câmp, le-au găsit și erau otrăvitoare, arată cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem în seara aceasta cum ajunge moartea în oală. Pentru că poezia care vreau să le spune, cercetează, nu cumva, moartea e și oala ta? S-ar putea ca și oala noastră să ajungă moarte. S-ar putea ca și în viața noastră să ajungă moarte. Și așa cum Domnul a anihilat moartea
prin Samuel, prin Elisei, cu Fărina. Așa aș dori ca Domnul să facă în această seară, dacă ați zis. Dar bine ar fi, bine ar fi să nu ajungă, nu? Nu să ne trebuiască făină, să ne trebuiască ceva, să aruncăm acolo, ca să nu mai fie moarte oală. Bine ar fi să nu fie. Și să vedem în ce condiții moartea poate să ajungă oală. Cuvântul Domnului spune, Elisei s-a întors la Gilgal și în țară pântuia o foamete. Știți când ajunge moartea noală? Moartea noală ajunge atunci când este foamete. Și dacă e așa, din punctul de vedere fizic, atunci să știți că și din punctul de vedere spiritual este tot așa. Moartea ajunge noară atunci când oamenii sunt flămânți. Moartea ajunge noară atunci când nu este ce pune pe masă fizică, dar și pe masa Domnului, pe masa spirituală. Când nu mai este ce pune pe masă, atunci s-ar putea să vină lucrurile otrăvite. Și atunci diavolul, pentru că oamenii sunt flămânți, își aruncă lucrurile sale. Și zice, ia și pe ăsta, că și așa altceva lui. Nu? Ia și pe ăsta. Ia și cu tare produs de-al meu. Ia și cu tare lucru de-al meu. Că și altceva nu ai ce să iei. Și în condiții grele s-a întors omului Dumnezeu la Gilgal. Zice Biblia, o foamete pântuia în țară. Un lucru foarte important pe care dorim să-l înțelegem în primul rând este atunci când mântuiește foametea să apelăm la omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă oriunde ar fi. Dacă este omul lui Dumnezeu, trebuie să fie acolo prezent când este criză spirituală. Și atunci când îi bântuiește foamete, și atunci când bântuiește poate ciuc, și atunci când bântuiesc bolile, și atunci când pământul este lovit, omul lui Dumnezeu trebuie să fie acolo. Mai întâlnim cazul de felul acesta? Arată Biblia că Ilie a fost un om al lui Dumnezeu și l-au căutat în timpul foametei, care a avut o 3 ani și jumătate. Cerul s-a închis, n-a dat nici rouă și nici ploaie. Și cuvântul Domnului spune că atunci când s-a întâlnit Ilie cu Obadia și-a spus, vreau să vorbesc cu Ahab. Ce a spus Obadia? A spus, Domnul meu, păi Ahab te caută peste tot. Nu este loc în țara asta ca să nu te fi căutat. El venea din Sarepta Sidonului. Era din Sidon, de la Fenicieni. A spus, nu este loc în țara asta să nu te fi căutat. Peste tot te-a căutat. 3 ani de zile te-a căutat. 3 ani și jumătate de caută. Și se întoarce omului Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, du-te și vorbește cu Ahab. Acum, du-te și vorbește cu Ahab. Până acum te-am păzit. Până acum te-am dat să mănânci. Până acum am îngulțit un de lemn bun pentru tine și făina noară. Până acum te-au hrănit corbii și nu te-a prins Ahab. Acum va trebui să stai față-față cu Ahab. Și știți ce s-a întâmplat în continuare? Când Dumnezeu a lucrat minunat și a trimis ploaie peste țară, mărit să fie numele. Acolo unde este criză spirituală, acolo trebuie să fie și omul lui Dumnezeu. Și arată cuvântul Domnului că Elisei a fost prezent acolo la Gilgal când vântuia foametea în țară. Și cuvântul Domnului spune că când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său, pune oara cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Un alt lucru, să știți că o foamete mare trebuie o oală mare. Oamenii sunt plămâni. Stăteau înaintea lui fiii prorocilor, s-au uitat la el și la ei și s-au fi gândit, Ilie, cine știe când mă merg ăștia acum? Că sunt foarte plămâni. Și a spus unui slujitor și a zis, spune oala cea mare, adu oala cea mare și pune-o pentru acești fii ai prorocilor. Când este foamete mare, frați și surori, atunci ne trebuie, poate și predicile ar trebui să fie mai lungi, da? Când este foame de mare, ne trebuie mai multe cântări. Când este foame de mare, ne trebuie o vinere din aia mai prelungită, cum faceți voi în seara aceasta aici. Și mă bucur că au venit mulți flămânzi în seara aceasta, în locul acesta. Aș dori ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Este foarte important să avem o oală mai mare atunci când este foame de mare. Atunci când este foame de mare, trebuie să trecem peste o oră, trebuie să trecem peste 2 ore, trebuie să trecem peste 3 ore, pentru că oamenilor este foame și ei vor să mănânce tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult.
Aș dori ca seara aceasta să fie seara în care Domnul să cerceteze inimile noastre. Amin. Suntem noi pregătiți pentru momente ca acestea? Avem noi o oală mare? Sau avem numai o oală din aia mai mică? O oală de 10 minute, de 15 minute. De exemplu, când este vorba de rugăciune, avem o oală mai mare? Când este vorba de cântări, avem o oală? Când este vorba de predică și de cuvânt și profunzime în Scriptură, intrăm noi mai adânc în Cuvântul lui Dumnezeu? Putem noi dezvolta Cuvântul lui Dumnezeu? Avem o oală mai mare? În funcție de situație, femeia de la bucătărie, soția sau cine este la bucătărie, bucătăreasa pune oala, nu? Întreabă câți ori veni, câți musafiri avem. Apoi nu-i totuna să vină un musafir și să vină 20. Sau să vină 30, nu? Eu mă duc aminte că odată la evanghelizare am spus celor de la bucătărie că am să chem 5. O mașină o să vină. Le-am spus. Și s-au pregătit pentru 5 și au venit 40. De ce râdeți? De ce vă speriați? Nu? V-ați speriat când ați auzit. Înseamnă că trebuia o oală mai mare, nu? Trebuia pentru 40. Păi nu este tot una. Nu este tot una să te pregătești pentru 5, pentru 10, pentru 20. Și dacă din punct de vedere fizic nu este tot una, credeți că din punct de vedere spiritual este tot una? Să predici la 10 sau la 20 și să predici la sute de oameni sau poate la mii de oameni sau poate la milioane prin intermediul televiziunii, la milioane de oameni, păi nu este tot una. Și aș dori ca Domnul să ne ajute să avem și o oală mai mare. Amin. Pentru plenul de foame. Amin! Plenul de foame de Dumnezeu să ne ajute să avem așa ceva, pentru că trebuie să pregătim o mâncare pentru mulți. Trebuie să pregătim mâncare pentru oameni plămânți. Păi nu-i tot una să-ți vină 10 să mănânce, să ducem la masă, nu? Și am un tot să spună, acum de 10 minute, nu? Și tu îi mai pui o dată la masă. Păi sigur că nu o să-ți mănânce prea mult. Nu o să-ți mănânce aproape nimic. Chiar dacă cu forța îi pui la masă. Și altă să vină 10, că nu am mâncat de 2-3 zile. Și frate, am postit 3 zile și acum am venit să mâncăm, nu? Altfel vor mânca aceștia. În seara aceasta vreau să vă spun. Deci avem o lume care este flămândă după Cuvântul lui Dumnezeu, care nu a mâncat de multă vreme. Nu a mâncat de mult timp. Uitați-vă aici, credeți că nu sunt oameni care nu știu ce se întâmplă în locul acesta, sau în cartierul vostru aici unde stați. Sau dacă mergi în Zorilor, sau dacă mergi în Mălășcu, sau dacă mergi, eu știu, oriunde te duce în orașul acesta. Eu am văzut în orașul nostru. Păi o biserică mare și noi acolo, dar sunt oameni care habar n-au de Cuvântul lui Dumnezeu, habar n-au de Scriptură și noi ne pregătim să evanghelizăm Oltenia, să evanghelizăm nu știu cine, și în orașele noastre sunt oameni care nu știu nimic despre Cuvântul lui Dumnezeu. Oameni flămânți după Evanghelie și când vin, rămân uiți când dau de o mâncare bună în bisericile noastre. Doresc din suflet ca Domnul să ne ajute să pregătim mult atunci când este foame de mare. Amin! Apoi, la o foame de mare, să știți dumneavoastră că foame de este, fie că nu s-a semănat, fie că nu s-a udat pentru că n-a semănat la care trebuia să seamene, fie că n-a udat la care trebuia să ude, fie că Dumnezeu n-a făcut să crească. N-a făcut să crească. Unul ude, așa s-a spus aici, altul seamănă, dar Dumnezeu este cel ce face să crească. De ce este foame de? Este foame de că nu s-a semănat Cuvântul lui Dumnezeu. Și mâncăm ce? Mâncăm ce dă așa pământul. Să-l bătișul. Din astea, castraveți din ăștia sălbatici, cum au mâncat ei, nu? Mâncăm așa, ce ne mai dă pământul? Ce ne mai dă Dumnezeu din pământ? Aia mai mâncăm. Ce mai găsim pe câmp? Pentru că nu s-a semănat. Și este normal să fie așa. Iubiții mei, aș dori ca să evităm foamea, ca moartea să n-ajungă oană. Și ca să evităm foamea, hai să lucrăm pentru Domnul. Hai că atunci când e de arat, să mergem la arat? Păi toamna are, nu? Toamna ne ducem și arăm și mergem la arat. Atunci când este de arat. Și atunci când este de semănat, atunci să mergem la semănat. Și atunci când trebuie să udăm, trebuie să facem, să mergem și să udăm, dacă trebuie să udăm. Nu întotdeauna udă Dumnezeu, mai udă, ne ajută și Dumnezeu cu ploaia. Dar câteodată trebuie să udăm noi. Dar ce în grădini? Nu udați? Nu? Așteptați până vine ploaia? Așteptați să vină ploaia, că nu mai rămâne nimic. Praf se face tot. Imediat mergem și udăm și ne interesăm de apă. Hai să facem tot ceea ce trebuie făcut ca să nu fie foame. Și dacă este foame pentru o țară, și dacă este foame de undeva, este că lucrătorii n-au lucrat. Amin.
Nu că Dumnezeu nu face să crească. Eu nu cred că dacă Dumnezeu vede sămânța sămănată în pământ și sămânța este cuvântul, este sămânată în inimile oamenilor. Și dacă Dumnezeu vede că noi udăm această sămânță și vin alții și cu lacrimi udă această sămânță și ne rugăm pentru ei. Eu nu cred că Dumnezeu nu face să crească. Adică ne facem noi partea noastră, nu face Dumnezeu partea Lui. Uitați-vă dumneavoastră când se seamănă, când o să seamănă, acum este secetă afară. Și lumea se sperie de atâta secetă. Doar o să vedeți după ce o să se pune sămânța în pământ. Se pune sămânța în pământ în luna aprilie, la sfârșitul lui aprilie, o să vedeți în mai. Cum Dumnezeu se uită la sămânța aia care au sămânat oamenii în pământ. Și Dumnezeu din cerul trimite nori ca să ude sămânța aceea. Și este sămânța pentru pâinea asta, veritoare. Ei, credeți că Dumnezeu nu face același lucru pentru pâinea care rămâne pentru viața veșnică? Păi știți ce mi se spune? Zice, nu lucrați. Așa scrie. Pentru mâncare pe viitor. Eu nu zic că nu scrie așa. Eu zic că scrie, nu lucrați numai pentru mâncare pe viitor. Dar nu scrie așa. Scrie, nu lucrați pentru mâncarea peritoare, lucrați pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Păi așa de importantă este hrana aceasta. Așa de important este cuvântul care noi îl semănăm. Așa de important este ceea ce se face, încât Dumnezeu nu poate să rămână nepăsător la ceea ce facem noi. Ca să nu te trimită ploaie și să nu ne ajute. Și dacă chiar nu ne trimite ploaie, vom merge și vom uda. Și vom strobi cu lacrimi. Și vom sămâna cu lacrimi. Aleluia! Ne vom întoarce cu cântări de bucurie când ne vom ridica smochii. Mărire Domnului! Doresc din suflet ca seara aceasta să fie seara în care Domnul să facă ca să putem arunca sămânța într-un pământ bun, ea să crească și să nu fie foame. Să avem de unde recolta. Nu să ajungem la sălbăticiuni. Nu să ajungem să luăm sălbăticiuni de pe hotare și de pe unde apucăm, mai luăm o idee de acolo, mai luăm un cuvânt de acolo, ca apoi să vedeți ce iese la urmă. Iese ce a ieșit pe vremea lui Elisei. Moartea noastră. Că dorim din suflet ca Domnul să ne ajute să sămânăm ca să putem recolta lucruri bune. Și să punem în oale ceea ce trebuie. Amin? Amin. Foame de în țară arată cuvântul lui Dumnezeu. Și foamele aceasta a adus ca ei i-au pus în situația ca ei să ia ceea ce au găsit. Arată cuvântul Domnului în alt lucru. Pune o oară cea mare, i s-a spus, și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Unul din ei a ieșit pe câmp să culeagă verdeți. Unul din ei. Care? Ce a trimis? Pe care l-a trimis? Pe niciunul. Dar unii? O crezut el că poate. Unul care s-a gândit că e stare să facă asta. Mixii mei, nu arată cuvântul că au trimis Elisei pe careva? I-a spus, spune oală și pe o ciorbă. Și pe când se gândeau să se pună oală, arată cuvântul Domnului că unul din ei a venit așa să meargă și să culeagă verdeți. Și s-a dus și a cules. Și a infectat pe toți. Iubiții mei, în seara aceasta vreau să vă spun că a merge în lucrare și a face lucrare și a duhna hrană pentru poporul lui Dumnezeu și mai ales pentru oală mare. Și pentru mulți, să știți că nu poate merge oricine. Trebuie să ai trimitere să faci lucrurile. Amin. Aleluia. Amin. Pentru că atunci nu știi ce aduci. Și vii și lucrezi și faci și lucrezi degeaba. Ăsta o mers arată cuvântul Domnului fără să știe ce culege, a cules. Și a cules mult. Și din cuvântul a ieșit, a găsit viță sălbatică și-a cules din iacuri cu bețe sălbatice până și-a umplut haina. A avut activitate. Și l-au fi văzut fiind prorocii, o să uita printre noi, stăm aici și el culege. S-a uitat și Elisei la el. L-a văzut, culege, mă, dar culege bine. Culege mult. Ma cât de bine culege, vedem noi și ajunge la oară. Dar culege mult și zice, atâta a cules până și-a umplut haina. Și toată munca lui. Toată munca lui, multă, a fost degeaba, a fost în salar. În seara aceasta vreau să vă spun, ca să culegi, trebuie să știi foarte bine ce culegi.
trebuie să știi roadele care trebuie culese și ce trebuie adus la oameni. Ca să poți să pleci. Amin. Amin. Este foarte important lucrul acesta. Pentru că sunt foarte mulți care spun de fapt lucrarea lui Dumnezeu. Și foarte mulți care culeg. Și ne-a dus tot felul de roade aici. Și când ne uităm la roade pe din afară, nu ne dăm seama ce este. Ei nu și-au dat seama. Ei n-au înțeles ce se întâmplă. Și el se i-a lăsat. I-a lăsat. A venit și cel care trebuia să pună oară. Și aproape cuvântul Domnului când s-a întors, le-a tăiat în bucăți. În oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Nu culege ce nu cunoști. Nu culege dacă nu te-a trimis Dumnezeu să facă aceasta. Nu culege ce nu cunoști. Este mare lucru ăsta. Foarte mulți culeg în domeniul muzicii. Nu trimis nimeni să facă treaba aceasta. Dar ei culeg și iau ceea ce place. Și au mult. Exemplul contează cum este muzica. Că muzica respectivă se poate cânta și la discotecă. Important e că e cu Jesus. Dacă e cu Jesus, e bună, nu? Să zică ceva de Domnul acolo, să fie ceva de Domnul, să sune și să fie ceva de Domnul. Aia e bună, aia nu ia și-o duce. Și ne uităm la ea și spunem, Domnule, e castraveți, nu? Adică sălbatici, acum ai foame, te mâncăm și de asta. Mâncăm și de asta dacă altceva nu avem. Sau alte lucruri stricate pe care le-am văzut la foarte mulți. Care ne luăm și ne ducem în adunare. Nu contează că nu vorbește Domnul. Important e să zică, așa vorbește Domnul și stă drumul. Spus la ora știe mai bine o descoperire și odată bani să-mi vorbească Dumnezeu. Dar să-mi vorbească Dumnezeu. Amin. Aleluia! Amin. O să fac și să execut decât de 20 și nu știu când mi-a vorbit Dumnezeu. Stau deputat, nu știu când mi-a vorbit Dumnezeu și am avut 20 pe an sau 30 de descoperiri pe an. Una, atunci să-mi vorbească Dumnezeu. Amin. Dori ca Duhul Sfânt să cerceteze inimile noastre. Și atunci la cazan, și atunci la oala cea mai. Ce castraveți aduci? Sunt ei buni? Se pot mânca? Se pot consuma? Nu-i moarte acolo? Și în seara aceasta aș dori ca Domnul să ne trezească pe toți cu sănătate. Este foarte important să aducem rană sănătoasă, muzică sănătoasă, prorocie sănătoasă, cuvânt sănătos din partea lui Dumnezeu. Cuvânt sănătos, ăsta e un lucru nemaipomenit de important. Să fie cuvântul lui Dumnezeu, să fie un cuvânt sănătos. Ce aducem la oala lui Dumnezeu? Ce aducem când facem mâncare? Ce aducem când punem totul, luăm și muzică, luăm și tot, și punem și fierbem și facem? Aducem lucruri sănătoase sau aducem sălbăticiu? Lucruri sălbatice, așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu. Erau din afară, erau sălbatice. Mă aduc aminte de cineva care predica Evanghelia și predica cuvântul și la un moment dat am văzut că este paralel pe lângă Evanghelie. Paralel pe lângă cuvânt. Deja arunca lucruri care nu erau potrivite. Și după ce a terminat de predicat, i-am spus, și am stat cu el de vorbă, și am spus, lucrul ăsta nu este bun, lucrul ăsta este așa, asta nu este bun, ăsta este așa. Și a sărit și a spus, nu e adevărat. Eu știu ce, eu nu sunt învățător, nici nu, eu nu sunt cu tare. Și am spus, dar uite ce zice Biblia. Dar uite ce spune Scriptura, tu trebuie să predici cum scrie aici. Nu cum îmi spun eu. Nici cum îmi spune eu un altul. De la unde ai învățat asta? Trebuie să predici cum scrie cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Aleluia. Amin. Hai să aducem lucruri sănătoase. Hai să aducem lucruri de care se pot mânca. Și în care prin oamenii primesc putere. De ce mâncăm? Păi mâncăm să primim putere. Amin. Mâncăm să primim putere pentru lucrare, pentru a putea lucra. Mâncăm să primim putere pentru a putea să trăim și să avem viață. Amin. 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 Să lăsăm lucrurile care nu ne trebuie, să cunoaștem ceea ce culegem. Și nu putem să culegem orice și nu putem să aducem orice la masa Domnului. Aici este masa lui Dumnezeu, aici se uite Dumnezeu direct. Aici Domnul primește direct tot ceea ce facem noi. Amin. Eu s-o uite la predica mea din seara aceasta, dar s-a uitat și la cântarea ta, s-a uitat și la îndemnul care l-ai dat, s-a uitat și la rugăciunea pe care am rugat.
Să nu uite Dumnezeu la tot ceea ce facem noi aici. Și dacă îi place, fie bună la masă. Și stai cu noi la față. Mă, tot nu e că îmi place. N-ați auzit o frate care a zis că îi place la noi? Bă, frate, spune, bă, nu vine aici, de ce vine aici? Îi place aici, îi place cu noi. Apoi Dumnezeu nu vine dacă îi place? Eu cred că și eu vine dacă îi place. Amin? Amin? El stă la masă cu noi atunci când îi place cu noi. Când nu sunt lucruri otrăvite, când prorocie este prorocie, este din partea lui Dumnezeu. Amin. E mesajul lui Dumnezeu. Amin. Atunci când cântarea este cântare și a se ridică și laudă numele Domnului și este spusă dintr-o inimă curată. Amin? Amin? Atunci când cuvântul este cuvânt și îngerii vin să vadă și toți se adună la masă și cerul vine și toți vin și vin la masă și le place. Și zice, uite, condițiile acestea de foame, ei adună hrană potrivită, hrană bună. Măriți să fie Domnul! Amin. Lipsa de cunoștință aduce moartea. Aduce moartea noastră, să știți. Lipsa de cunoștință ia tot! Ia tot! Și când ni se spune, nu că aminte că mergeam la evanghelizări și frații mă duceau la masă și frații zice, frate, mănâncă cum scrie în Biblia acum? Domnul să te binecuvintează, mâncă tot! Și am zis, dacă mănâncă cum scrie în Biblie, n-am voie să mănânc tot. De ce? Pentru că Biblia scrie să mâncați din tot ce se pune pe masă. Din tot, nu tot. Iubiții mei, sunt oameni care iau tot. Sunt oameni care... Și nu-i rău că iau tot dacă tot e bun. Nu-i rău asta. Nu-i rău să iei tot dacă tot e. Dar cuvântul Domnului spune să fim selectivi, să fim atenți, că s-ar putea ca nu toate lucrurile să fie bune. Și să luăm doar lucrurile bune. Cercetați toate lucrurile și luați tot. Și luați ce este? Este bun. Ce este bun? Omul acesta s-a luat și a luat tot. Mai știi poate dintre castraveții ăia? Ori mai fost și unii buni. Nu știm asta. Poate fost și unii buni. Și-o confundat. Și, să știți că fructele și plantele se aseamănă unele cu altele. Sunt foarte asemănătoare. Am văzut, am lucrat la plante medicinale și am văzut, de exemplu, plante care nu se deosebesc decât cu, eu știu, niște punctulețe care sunt pe frunze. În dosul frunzelor, în rest. Nu se pot deosebe, sunt perfect identice. Și zici că asta e planta de care ai nevoie. Da, de unde? Nu e aceea. Dar este foarte asemănătoare cu planta de care tu ai nevoie să-ți faci un ceai sau, eu știu, să te tratezi. Este foarte asemănătoare, dar nu este aceea. Sunt niște punctuleți acolo, pe dosul frunzei, care spun că care e planta ta. Iubiții mei, poate au fost și curcubeții care erau bune și erau foarte asemănătoare cu celelalte. Dar cuvântul spune că acesta nu le cunoștea. El nu știa care sunt bune și care sunt otrăvitoare. În seara aceasta, Domnul să ne dea cunoștință de care avem nevoie ca să putem să luăm numai și numai ce este bun. Amin? Numai ce este bun. Să cercetăm toate lucrurile și să luăm ce este bun. Și aceasta este valabil pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi. Pentru că fiecare va trebui să stea la masă într-o zi. Fiecare va trebui să mănânce într-o zi. Și să luăm hrană nu de la oricine. Nu de la oricine crede el că poate să meargă, să culeagă și să facă, ci să luăm hrană numai de la oameni autorizați al lui Dumnezeu. După ce a intervenit Elisei, zice Biblia că hrana toată a fost bună. El a știut cum să intervină și hrana a fost toată bună. Să vii să fie Domnul! Un alt lucru pe care trebuie să-l vedem, aici în textul acesta, cuvântul Domnului spune că au găsit viță sălbatică, a curând din acul cu beții sălbatice, până și-au umplut haine. Când s-a întors, le-a tăiat pe bucăți în oala cu ciorbă, căci nu le cunoștea. A dat oamenilor acelora să mănânce. Dar cum au mâncat din ciorba aceea, au strigat. Omul lui Dumnezeu, moartea este noapte și nu au mai putut să mănânce. În alt lucru, dacă vrem ca Domnul să lucreze și în oală să nu mai fie moarte, este că înainte de a mânca ceva, să trecem prin minte și ca să fim siguri că este bun, să ne... Ce faceți înainte de masă? Să ne mâncăm. Ăștia uitați să se mai faci. O luat și-o mâncat tot ce-a fost, fără
să cerceteze, că erau flămânzi, dar am spus că în condiții de foame te ajunge moarte oameni. Erau flămânzi, flămânzi de domn. Și așa o de domn că nu se mai o luați tot ce a fost acolo, o luat tot. Fără să mai cerceteze nici prin minte, nici să se gândească, mă, sunt bune, nu sunt bune, fără să mai cerceteze nici prin duh, prin rugăciune. Două lucruri putem. Dacă nu cunoaștem și nu avem cunoștința, trebuie să ne ajute Duhul Sfânt. Biblia spune, este curat, totul este curat pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă mintea noastră și noi nu cunoaștem și nu avem atâta cunoștință, că nu toți avem atâta cunoștință, dar ne rugăm, trebuie să ne rugăm și trebuie să ne descopere Domnul dacă este bun sau nu. Nu lasă Dumnezeu în curcat pe al lui. Amin? Amin? O știut, nu-i voie să se închine Corneliu, să se închine la Petru. O știut Corneliu că trebuie să creadă Domnul Iisus, nu-i auzit de el. Eu credeam Dumnezeu evreilor, trecuse la credința evreilor. O știut Corneliu că prin credința de el sunt iertate păcatele. O știut Corneliu de botezul cu Duhul Sfânt, o știut Corneliu despre multe lucruri despre botezul în apă, despre creștinare, așa mai departe. Nu o știut Corneliu. Dar ce o știut Corneliu? Deci, în cunoștința lui nu erau noțiunile acestea. Nu le cunoștea. Nu le știa. Dar Corneliu știu să facă ceva. Nu mers cu cunoștința. O mers cu altceva. Cum? Rugăciunile. Și rugăciunile și milostenile tale, cunoștințele nu, că cunoștințele erau zero. Da? Dar rugăciunile și milostenile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Și acum trimite la Iov pe și cheamă pe Petru să-ți spune, să-ți facă cunoscut, să-ți aducă și cunoștință. Nu se poate să lase Dumnezeu pe omul lui Iov. Nu? Dacă nu știi, roagă-te, dar nici nu știi, nici nu te rogi. Nici nu știi, nici. Tu habar n-ai, cunoștință n-ai, Biblie nu cunoști, dar nici la rugăciune. Nici nu știe, nici nu se roagă. Știți că pentecostalii și fratele Werner e aici și el știe foarte bine lucrul acesta. N-au avut atâta cunoștință din Scriptură. N-au avut atâta cunoștință biblică. Dar s-au rugat și Domnul le-a descoperit. Iar cei care nici n-au cunoscut că n-au avut și nici nu s-au rugat numai să vrei treaba. Și aceștia vor pleca în continuare dintre noi, care nici nu vor să cunoască, dar nici nu vor să se roage. Nu vor să aibă nici revelația prin cunoștință din cuvântul lui Dumnezeu. Și nu vor să aibă nici revelația prin Duhul. În seara aceasta aș dori ca Domnul să cerceteze inimile noastre. Dacă văd pe Elisei, Elisei a trecut, Elisei știa el, dar i-a lăsat să mănânce. Dacă le-a trebuit otrăvituri, mâncați otrăvituri. Și eu văzut cum stau toți și cum merg și ăla se duce și nimeni nu l-a trimis și se întoarce înapoi și ăla nu cunoaște nimic. Și eu văzut cum se pun la masă și nu se roagă. Și-a zis, mâncați! Mâncați! Păi eu nu v-am împățat așa, o fi zis el. Păi voi sunteți proroci. Proroci? Proroci au făcut asta. Zice Biblia că erau fiii prorocilor. Era chat acolo de proroci, era școala de proroci care a făcut asemenea gafe. Să nu crezi că dacă ai un dar de la Dumnezeu nu poți gafa. Să nu poți muri. Așa mor de ușor, cu dar cu tot. Să termine și darul, dar te termini și tu. Foarte ușor poți să mori. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Elisei nu le-a zis nimic. Nu cred că Domnul lui Elisei, care a fost omul rugăciunii și omul lui Dumnezeu, când el treaba l-a întors Domnul la Gilgal și nu era treaba l-a pus Dumnezeu acolo. Păi dacă ei făceau asta și nu era nimeni acolo, mureau toți. Și Dumnezeu Elisei l-a lăsat să o facă până la capăt. Să vadă ce înseamnă să nu cunoască și să nu se roage. Să vadă ce înseamnă aceasta. O soră mi-a spus odată, eram undeva în țară, nu mai țin minte exact unde, dar zice, frate, noi nu am avut atâta cunoștință. Și la un moment dat, fără să fim în pericol, fără să ne vedem în pericol, am fost în pericol. Și a venit Duhul Sfânt și ne-a spus așa, ne rugăm. Și ne-a spus, eram la începutul credinței și ne rugăm. Și Duhul Sfânt ne-a spus așa, vor veni câțiva oameni la voi și vă vor predica anumite lucruri și anumite învățături. Să nu vă duceți după ei, că nu-ți de-ai mei, zice Domnul. Nu, eu i-am trimis și nu sunt ai mei. Nu sunt ai mei, zice Domnul. Dar cine să vine, că nu a venit nimeni pe la noi. Era într-un sat undeva, nu a venit nimeni pe aici, Domnul. Nu a venit nimeni, numai Domnul-i cercetat pe acolo, așa a zis, izolat, era satul. Și nu a venit nimeni.
și s-a întâmplat la câteva zile, au venit 2-3 oameni care le-au predicat cu totul și cu tot ceea ce ei n-au auzit niciodată. Și unii dintre ei chiar au rămas impresionat. Cu slavă Domnului, zice, că de asta n-am auzit decât suntem. Așa, da, zice, da, asta e Evanghelie, că de asta, Evanghelie de asta, nici n-am mai auzit. Și atunci s-a ridicat unul dintre ei, dar nu ne-a spus nouă Domnul că vor veni niște oameni care ne vor predica altceva ce noi n-am mai auzit. Și Domnul ne-a spus să nu ne duce că nu s-a lui și atunci s-au trezit toți. Atunci s-au trezit toți. Măi, și noi am zis că pe aici nu vine nimeni, dar cum vorbește Domnul așa? Că până nu ne vizitează nimeni. Uite că ne-a vizitat. Iubiții mei, ori cunosc Scriptura, și dacă nu cunosc nici Scriptura, atunci trebuie să ai revelație. Că dacă nu, poate intră oameni. Atunci de acolo. Și-ar dori ca Domnul să lucreze în această seară și ne apropiem de Scriptură și să avem și revelația lui Dumnezeu și descoperirea lui Dumnezeu. Bine ar fi să avem și una așa, să cunoaștem și cuvântul lui Dumnezeu și să avem și revelația de Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Ca să ne păzim de aceste lucruri. Cuvântul Domnului spune, a dat să mănânce acelor oameni, dar cum au mâncat, aceia au strigat. Omule al lui Dumnezeu, moartea este oameni. Dar ce l-a putut cu Elisei? Ce știau? Știau. Dar nu, știau că nu Elisei o trimis să culeagă. Nu o trimis Elisei pe ăla să reculeagă, nu? Vedeți ce interesant sunt oamenii. De multe ori am pățit așa și ce interesant sunt oamenii. Adică nu-l trimit eu să culeagă castraveți să ia otrăvit, nu? Nu l-o trimis Elisei să-i culeagă. Apoi, nu Elisei i-a pus acolo în oală, nu Elisei i-a făcut ciorba, ei făcură și ciorba, ei o lucrăresc și castraveții, ei au făcut și când au văzut că mâncarea nu-i bună, în loc să strige la ăla și să-i spună, hei, prorocule, nu-i bună mâncarea, îi otrăvită mâncarea, ei în loc să se lege de prorocul ăla care a făcut ciorba, nu? Se leagă de? Ce omul ăla lui Dumnezeu, moarte în oală! Păi dar voi ce ați făcut până acum? Cine a pus moartea acolo? Cine a pus moartea în oală? Păi, de cunoscut, n-ați cunoscut să vă alegeți castraveții de pe câmp? De rugat, nu v-ați rugat? Și acum, Elisei intervine, omul ăla lui Dumnezeu, moarte este în oală! Să știți dumneavoastră, oamenii lui Dumnezeu poartă întotdeauna o mare răspundere. Au strigat ei bine la omul lui Dumnezeu, de nu s-au certat cu ăla care a făcut ziua. Au strigat bine? Nu. Nu și da. Da, Elisei a lăsat să facă treaba asta. Elisei a spus, și Elisei trebuia să le spună, nu faci, dar cred că i-a încercat cu asta. O știu că nu vor muri din prima înghițitură. Nu o să se simtă bine, da? Nu o să moară și o să-l dea în seama imediat ce vor lua prima lingură de acolo, flământ sfânt. Iubiții mei, omului Dumnezeu poartă răspunderea că tace că vorbește, că se împotrivește, că îi lasă să facă ciorba. Omului Dumnezeu poartă întotdeauna răspunderea pentru cei din jurul lui. Omului Dumnezeu poartă întotdeauna răspunderea aceasta. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii puși de Dumnezeu, să conducă o biserică, oamenii puși de Dumnezeu, o frunte, ei poartă această răspundere și slujitorii au priceput lucrul ăsta și au spus, omul lui Dumnezeu, moarte este în oameni! Vor fi zis careva, oare de ce ai tăcut? Că ai știut tu. De ce ne-ai lăsat să facem așa? Oh, sunt situații când ne spui să nu fac așa și fac așa. De cine ne vine la vina? Pastorii ne vine. Dar mi-a spus, ce l-a spus? Nu trebuie să-i lase, nu? În seara aceasta aș dori să pricepem foarte clar. Omului Dumnezeu este pus într-un anumit loc ca să fie întrebat, ca să fie ascultat, că dacă cumva intră moartea în oală, la ei se dau oamenii, numai că la ei se dă și Dumnezeu. Zice, ca unii care îi vezi răspunde de sufletele lor. Ca unii care îi vezi da socoteală! Și socoteală nu e acelul acel ce a făcut ciorba! Socoteală e acelul acolo, la omului Dumnezeu! Socoteală nu o să ceară la tine jorul de nu? El poate să facă, acum nu zic că face, da? Poate să facă cântările cu unea. Nu? Să putea lăba cele la cel care e pus în front. Să putea lăba să-și arăba dirijorul de orchestră, nici la dirijorul de grup, nici la dirijorul de pampară, nici la dirijorul de formație. Să putea lăba cele la omului Dumnezeu care este pus acolo peste ei.
Arată cuvântul lui Dumnezeu că și oamenii, și ei au mers la Elisei. Și-a spus omul lui Dumnezeu, moarte este moarte, se întâmplă ceva cu noi. Asta este una. În al doilea, omul lui Dumnezeu avea soluția pentru vindecare. Omul lui Dumnezeu are soluție pentru vindecare. Nu orice om are soluție pentru vindecare, dar omul lui Dumnezeu are soluția ca să scoată o biserică din criza spirituală, ca să scoată un lucru din impas, ca Domnul să vindece prin el o hrană. Amin! Ca Domnul să vindece un bolnav, ca Domnul să ridice pe cineva, ăla e omul lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului! Elisei a fost un om al lui Dumnezeu. Vreau să vă dau exemplu cu Naaman sirian. Cuvântul Domnului spune că la Naaman sirianul, Naaman sirianul a plecat de acasă și fetița i-a spus să meargă la prorocul acela din Samaria și prorocul îl vindecă de lepra lui. Și a rog să meargă la proroc, a mers la împărat. Și a mers la împăratul Siriei și apoi a mers la împăratul Israel. Și împăratul Israel a trimis la împăratul Siriei. Și împăratul Siriei a fost ultima speranță și a prins haine și le-a spus și ea. Ce sunt eu Dumnezeu ca să înviez, să o mor? Te trimite pe omul acesta ca să-l vindecă lepra lui? Eu nu sunt stare. Numai că a auzit omului Dumnezeu, Elisei. Și a spus, trimite la mine. Fetița nu l-a trimis la împărat. Fetița l-a zis, prorocul te vindecă. Dar el a uitat de omul lui Dumnezeu, de prorocul. S-a trecut pe la doi împărat. Să dată cuvântul Domnului Elisei, a zis, trimite la mine și va ști că este un proroc în Israel. Aleluia. Acolo cu soluția. Dumnezeu vorbește cu oamenii lui. Măriți să fie numele Domnului. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, omul al lui Dumnezeu, moartea este noară. Și auziți, și n-au putut să mănânce. N-au putut să mănânce, spune cuvântul Domnului. Erau totuși proroci. Și proroci bun. Învățați la școala lui Elisei. Elisei a lăsat, cred că, și să-i profeți. Știți de ce? Odată ori simțit gustul de o travă din care. Asta e mare lucru. Simți că mâncare e otrăvită. Și apoi, să nu vrei să mănânci în care ești slăbit. Erau totuși cât de cât instruiți cum a spus acesta. Să simte gustul de otravă de la început, să știe că mâncarea este otrăvită și apoi să nu vrea să mănânce mâncarea otrăvită. Eu am văzut oameni care nu simt nici gustul de otravă și mănâncă bine. Și mănâncă bine și după aia s-a terminat. Nu m-am mirat lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu îi mai scapă pe acești oameni. Pentru că le place mâncarea potrivită. Iubiții mei, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, noi nu mâncăm orice fel de mâncare. Noi simțim gustul mâncării. Aleluia! Avem gustul acesta, simțim gustul acesta. Dom'le, bună mâncarea asta sau o ia sau nu ia? Trebuie să simțim gustul acesta mâncării. Și încă ceva, zice, n-au putut să o mănânce. Nu poți să mănânci o mâncare potrivită. Nu poți să stai la masa diavolului. Nu poți! N-ai cum, cuvântul Domnului spune, nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți sta și la masa Domnului și la masa dracilor. Nu ne place mâncarea otrăvită, nu ne place mâncarea diavolului. A fost o mare bucurie pentru mine când m-am dus, că n-am fost la ședința cu părinții, dar m-am dus la școală, la fiica mea să văd ce rog are, fata mai mare, în liceu. Și era parcă la notii atunci. Și când am ajuns acolo, am văzut numai note bune, știam care note bune și medii bune, nu se foarte bine, nu știe, nu știu foarte bun. Și am vorbit cu diriginte și a spus, n-am ce să spun la învățătură. N-are rost, nici n-am rost să discutăm despre învățătură. Ea învăță foarte bine, însă, a spus diriginte, totuși avem probleme cu ea. Cine știe ce probleme mă gândeam eu? Eu n-am știut de ce mă gândeam, e bine că am venit să aflu ce probleme sunt. Și spunea dirigintele, năcăjit, spunea, sunt probleme, sunt situații că nu ne ascultă. De ce-o fi, mă? Gândeam, vedea și el pe el năcăjit și supărat. Sunt situații că nu ne ascultă. Mai avem activități
din astea pe lângă școală și nu vrea să participe. Uite, chiar acum am făcut o serbare, am făcut și s-a lăsat la urmă cu o discotecă frumoasă și nu vrea să vină. Și pe mine așa m-a înviorat. Dar nu m-am arătat. Nu m-am arătat. M-am uitat la el și am zis, chiar? Și am zis, da. Și m-am năgășit. Și chiar așa, chiar. Și am zis, dar totuși de ce nu merge? O zis că nu-i place. Nu-i place. Nu-i place. Iar mă arătam foarte năgășit. Au stat la masă otrăvită. Au simțit că hrana este otrăvită. Și n-au putut să o mănânce. N-au putut să o mănânce. Este mare lucru. Nu că te oprește cineva să mănânce. Să vină păstorul la tine și zice, băi, nu te duc acolo. Nu mânca de acolo. Mori. Dacă mai mergi acolo, ajungi rău. Ai grijă, nu mai dea. Păi m-au pahar. Nu mai dea niciun pahar. E otrăvit, e alcoolul în el. Hai să mor. Nu. Păi dacă îmi place, iubiții mei, s-a ajuns să nu-ți placă. Să nu-ți placă. Asta este important. Tu să nu mai poți mânca din mâncarea satanei și din masa dracilor otrăvită. Dumnezeu să lucreze în momentele acestea. Domnul să lucreze în orice inimă. Amin, dacă să prinde bucurie, toată noaptea n-a mai dormit. Așa m-a bucurat profesorul ăla. În fața lui m-am arătat foarte năgăjit, făceam ca el. Spuneam ca el. Dar în inima mea a fost o bucurie enormă, iubiții mei. De ce? Pentru că n-am oprit-o eu. Pentru că nu eu i-am spus copilului să nu se ducă. El n-a mai vrut să se ducă. Și asta este mare lucru. Să nu-ți placă lucrurile satanei. Și Dumnezeu să ne ajute să simțim, să avem simțul acesta, să avem gustul acesta la mâncare. Amin? Amin. Să nu mâncăm orice. Să gustăm mâncarea înainte de a mânca. N-am văzut că unii pun sare înainte de a gusta supa. El pune sare și după aia gustă supa. Și prea sărată. Trebuie să guste întâi și după aia să pună sare. Nu? În seara aceasta aș dori ca Domnul să ne ajute să lucrăm cu mai multă înțelepciune. Iar nu sunt pe alții că au ajuns să bea diluan și diferite soluții, pentru că nu au mirosat ce beau. Ori bău și după aia s-au gândit oare ce este. Nu? Și au ajuns să bea o travă că nu au mirosat, nu au pus acolo să vadă ce nu-i domne, să guste, să vadă ce este. Că nu, ori tras un gât, două, trei, s-au trezit și au zis, băi, dar ce-a fost? S-a fost o travă. Nu? Dumnezeu nu ne învață să facem așa. Uitați, totuși, oamenii aceștia cât de plăbuni au fost, au avut și ei foarte bun. Erau fii prorocilor. Să spunem un cuvânt bun și de proroci, nu? Erau fii proroci și au avut partea bună, Domnul, gustat și au zis, moartea este noară și încă ceva, nu le-au plăcut să mănânce. Că au zis, n-au putut să mai mănânce, n-au putut să mai mănânce. Ce faci cu vreau? O mănânci sau nu? Gustă-l tăi. Gustă-l tăi. Și încă ceva, trebuie să nu-ți placă hrana străină. Și să-ți placă numai hrana lui Dumnezeu. Știți când ne place hrana străină? Ne place hrana străină când nu mai mâncăm pe asta. Că nu ne mai rugăm și nu mai citim Scriptura. Ne place hrana. Dar atâta vreme când suntem cu mâna pe Biblia, atâta vreme când citim Scriptura și ne rugăm, atâta vreme când frecventăm adunare, atâta vreme când noi cântăm numai cântări de laudă în adresa lui Dumnezeu și o binecuvântăm numai pe Domnul, nu ne mai place nici muzica străină, nici hrana străină, nimic nu ne mai place. Să știți că nici nu le place la toți, nici din lume, am găsit în lume că nu le place la toți. Și am găsit dintre ai noștri care la noștri le place și lumii nu-i place. V-am vorbit despre fiică mea și vreau să vă mai spun că soția are la servici, are pe cineva care are băiatul în clasă cu fiica mea. Și femeia aceea a venit la mama băiatului, a venit la soție și a spus, am văzut că băiatul nu vine până la 11 noapte acasă. Și am văzut că s-a făcut ora 11 și băiatul nu vine și ceasul mergea spre ora 12. M-am dus să văd ce acolo. Și când m-am dus să văd ce acolo, am văzut orgie, dans, muzică, becurile stinse acolo. Și când am văzut așa ceva, l-am luat pe băiat, i-am tras o mamă de bătaie, l-am spus până acasă și l-am dus de acasă, l-am dus acasă de acolo și am să vorbesc, spunea ea, am să vorbesc cu diriginta și am să-i spun și ce se întâmplă și ce se întâmplă la școală. Așa mai departe. Nici la cei din lume nu le place ca copiii lor să mănânce ceva otrăvit.
nu le place, să știți. Sunt oameni care totuși au înțelepciune și au minte și se trezesc și spun, Domnule, ce v-au trebuit nu este, așa ceva nu este bun pentru copiii noștri. Aș dori ca Domnul să ne trezească și pe noi. Domnul să ne ajute să avem gustul la mâncare și Domnul să ne ajute să mâncăm numai ceva bun. Și să nu putem să mâncăm ce este potrivit. Elisei a zis și a găsit soluția. Luați făină. A aruncat făina în oală și a zis, dă oamenilor acestora să mănânce. Și nu mai era nimic vătămător în oală. Ce s-a întâmplat cu făina? Cuvântul Domnului spune că soluția a fost făina. Vreau să vă spun ceva. Făina în lumina Scripturii pentru rana otrăvită din punct de vedere spiritual, să știți că reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu. Luați Cuvântul lui Dumnezeu dacă este otrăvită rana copiilor noștri și aruncați Cuvântul lui Dumnezeu și nu mai este nimic vătămător în oameni. Și o să vedeți minunea. Făina poate să fie și rugăciunea pe care trebuie să o rugăm. Amin. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea. Aruncați făină. Aruncați făină. Avem făină? Avem. Aveți ce n-aveți Biblia acasă? Nu știm să ne rugăm? Nu ne-a învățat Domnul să ne rugăm? Bă, da, dacă nu spunem Tatăl nostru și toți știm să ne rugăm. Nu? Și toți spunem ceva. Avem făină, avem și rugăciune, avem și Cuvântul lui Dumnezeu. Și luați copiii, care te-a luat copiii în mod deosebit. Și pe cei mari, și putem să luăm prietenii noștri, pe care îi vedem otrăviți. Pe care îi vedem otrăviți. Și antidotul, să știți, este făina. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Cum aruncăm făină? Cum se schimbă? Și nu mai este nimic vătămătorie. Predicați-le Evanghelie. Spuneți la copiii voștri. Predicați-le, vorbiți-le din Cuvântul lui Dumnezeu. Cântați-le, rugați-vă pentru ei. Și o să vedeți că se vindecă. Aleluia! Și nu va, zice Biblia, și n-a mai fost nimic vătămător în oară. Păi cum? Chiar așa de nu mai rămâne nimic vătămător? Ce bună-i făina asta? Ce bună-i Cuvântul ăsta lui Dumnezeu? Știu copiii noștri Cuvântul lui Dumnezeu? Învățăm noi Cuvântul lui Dumnezeu cu ei? Se învață la biserică Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că și aici sunt grupe de copii care fac și împartă Cuvântul lui Dumnezeu la adunare. Dar este foarte important că ei se cunoască Scriptura. Foarte important că ei se cunoască Cuvântul lui Dumnezeu. Ei îl vor iubi pe Dumnezeu. Vor iubi pe Dumnezeu mai mult decât orice îl vor iubi pe Dumnezeu. Și nu va mai fi nimic vătămător în viața lor. Domnul este cel ce vindecă prin cuvânt și prin rugăciune. Este sfințit, zice Biblia, prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Orice mâncare și totul devine curat. Băriți să fie Domnul. Amen. Nu a lăsat aruncat poate tot felul de murdări și de necurății. În oala vieților s-au aruncat tot felul de lucruri murdare. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce curățește tot. Eu cred că o singură experiență în felul acesta. Eu m-am născut în familie de credincioși, de păcăiți. Și n-am avut așa o întoarcere ca și cum au cei din lume la Domnul. Și totuși Domnul a lucrat în viața mea și sigur că vorbim în care din viața mea trebuie să le las. Însă n-am avut, sigur, o asemenea întoarcere, cum am avut ca alții. Și m-am bucurat de întoarcere așa mai întâi, mai lentă, mai la Domnul. Pentru că de mine citeam Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, am avut o experiență în viață. Poate din cauza asta și o șură vită lui Dumnezeu peste mine, ca să învăț ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. Am avut o experiență când am fost în armată, în Zalău, și n-am ieșit 3 luni afară din unitate. Și n-am auzit de Dumnezeu numai în jurături și în blestem. N-am auzit de Dumnezeu. Mai cântam eu când aveam posibilitatea și când eram gardă, mai fluieram câte o melodie de-a noastră și mai mă întăream așa singur și mă întăream. Dar n-am auzit de Dumnezeu numai în jurături. Și așa rău m-am simțit. A fost o experiență foarte tristă din viața mea. Și mă aduc aminte că am fost la biserica în Zalău. Biserica din Zalău pe vremea aceea nu era așa mare cum 2 biserici, cum sunt astea. Era o bisericuță mică. M-a dus la bisericuța aceea mică undeva, într-un deal. Mă aduc aminte că era... M-a dus la bisericuța aceea mică și am stat acolo și am ascultat Cuvântul lui Dumnezeu la niște oameni foarte simpli, foarte simpli. Vorbeau așa de simplu, citeau, abia citeam din Scriptură. Nu știau nici să citească așa bine din Biblie și abia citeam din Scriptură. Dar ascultam cu mare plăcere Cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți, când am ieșit de acolo, nu a mai fost nimic necurat de oală. V-am uitat și în jurăturile și toate prostiile și tot ce s-a spus 3 luni de zile. Am trăit cu ei acolo, în același dormitor, am mâncat cu ei.
Am făcut instrucție cu ei 3 luni de zile și n-am ieșit afară de acolo. Și mă săturasem pur și simplu, n-am fost la biserică, n-aveam voie să avem Biblia la noi, Cuvântul lui Dumnezeu, n-aveam voie să avem noi testamente la noi. Nu ne controlau să nu avem ceva străin pentru ei. Așa, prin geamantare, iubiții mei, după 3 luni când s-a aruncat Cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, și frații simpli aceia au citit din Biblie și au aruncat făină și au rus făina și pe mine. A, păi totul s-a vindecat ce vreau să moară. Și am ieșit de acolo în viora, s-a dus acum, mai pot să de 3 ani, că totul este vindecat. Așa m-a vindecat Domnul când s-a predicat Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne dăm seama ce mare putere are făina. Făina are mare putere. Amin. Domne, dă-ne făina. Amin. Dă-ne cuvântul tău. Dumnezeu să toarte peste făină și unde lemnul rugăciunii. Amin. Și să vedeți că tot ce este vătămător în oală, Domnul se vindecă. Și Domnul să le vindece. Și Domnul să vindece viața noastră. Să vindece viața noastră spirituală. Ca să poată vindeca și viața noastră fizică. Să ne vindece Domnul și pe dinăuntru și să ne vindece Domnul și pe din afară. Și începând din seara aceasta să ne întâlnim, să nu ne mai placă la masa diavolului. Și să fim atenți de că ceva să mâncăm. Și să avem gustul acela spiritual. Doamne, dă-le gustul acela spiritual. Să simțim, este Dumnezeu în care sau este puterea străină în care.